Bună dimineața! Am crezut că fetele mă vor mai lăsa un pic până să se trezească, să-mi fac și eu treaba și să mai vorbesc cu voi, dar nu. Ami s-a trezit. Ați văzut mai devreme rutina mea de îngrijire de dimineață. Asta pentru că mi-a tot fost cerută și am zis să profit și să o fac, tot dorm fetele. Dar ați văzut că mare lucru nu fac eu dimineața, de fapt nici seara, dacă stau bine să mă gândesc. Doar spăl fața cu un gel de curățare, mă spăl pe dinți, ca tot omul, și mi-aplic cremele de față, una de ochi și una de față, și cam asta e tot. Aici am apa cu zeamă de lămâie. Și ne ducem să ne schimbăm, da? Da, că suntem scâite. Amina a avut o noapte prea bună, a avut febră. Cred că de la vaccin, că i-am făcut vaccinul alaltă ieri și cred că din cauza asta nu s-a simțit prea bine, nu? Ne vedem mai târziu. A heart beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Ai dormit bine? Ai dormit foarte bine cu muzică? La micul dejun fiecare mănâncă altceva. Sofia a vrut pâine cu unt de arahide și dulceață de trandafir are deasupra. De fapt, avem un numitor comun, porumbul. Acesta e porumb fiert din conservă. Amelia mănâncă ou, aici are niște pâiniță și de asemenea porumb. Iar eu mi-am făcut, nu intenționam să fac chestia asta, dar stăm cam prost cu pâinea și am zis să le-o las fetelor. Nu știu, cred că e ca un fel de chisadie așa, cu porumb, ton și cașcaval și două foi de tortilla și mai am niște sos aici, un pic, foarte puțin, și o să mănânc cu sos în acela. Ingredientele, dacă vă interesează, când am copt ușor, prăjit, nici nu știu cum să-i spun, tortilla aceea, am pus un pic de ulei de ăsta care condimente, e de fapt un borcanel cu telemea, cu condimente, telemea în ulei, cumpărată de la Lidl. Aici mai am o bucățică din cașcaval acela cu mentă, care v-am spus că nu m-a încântat fantastic. Cumpărat tot din Lidl. Tot din Lidl e și tonul acesta, ton de ăsta am folosit. Astea sunt foile de tortilla, sunt cu roșii. Ăsta e porumbul pe care l-am folosit. Untul de arahide al Sofiei. Ăsta mă bucur că nu conține zahăr. Și ăsta e ceaiul meu, că probabil ați văzut cana pe masă. E ceai verde cu portocale și mandarine. Arăt cum mi s-a făcut Amelia aici la picioruș, unde a făcut vaccinul. Nu știu, sunt un pic îngrijorată. Ieri și frigea, astăzi nu mai simt, nu se mai simte nimic aici.
cam tărișor așa și parcă e zona asta prea mare. Eu știu că e cumva normal să fie puțin inflamată zona, dar parcă e prea mult. Vedeți, înțepătura a fost aici. O să-i pun niște comprese cu apă rece. Astăzi o să postez cel de-al treilea clip din seria de necesare bebe. E vorba despre alimentație. În acest clip o să-l pun să randeze imediat, dar fetele m-au înnebunit cu gustarea. Deci ce vreți, fetelor? Ce vreți să mâncați la gustare? Asta se spiră. Vrei de asta? Se spiră, nu știu ce spiră. Te interesează când expiră? Păi că spun când expiră. Expiră în octombrie. Asta vreau. De asta vrei? Da. Ok. Profit de faptul că fetele stau un pic liniștite și au gustarea și vorbesc un pic cu voi. Da. Florin o să ajungă mai devreme de la serviciu astăzi pentru că eu și Sofia avem programare la orele. Bine, sigur că va merge și Florin. O să luăm și pe Ami, bineînțeles. Sofia, pentru că vrem să aflăm încă o părere în legătură cu recomandarea de operație de eliminare a polipilor pe care am primit-o de la un medic și mai vrem o părere să vedem cum facem, dacă chiar e necesar să-i facem acea operație sau nu. Iar eu mă duc cumva la control. Vă spuneam la un moment dat că am ajuns la orelist pentru că am o țiuială în ureche, de fapt am un gâjit așa în cap mai tot timpul, nu știu ce se întâmplă, sper că e de la oboseală. Și am avut niște trimiteri la audiogramă, la analize la sânge, vă spuneam că și la tomografie, dar pe aceea nu am făcut-o. Și mă duc practic să vedem dacă, nu știu, își poate face o idee doamna doctor în legătură cu ce aș putea avea doar citind acele rezultate pe care le am, pentru că și în legătură cu tomografia eu nu am amețel, nu am dureri de cap, de aceea nu știu, n-aș face-o, pentru că mi-e foarte frică de radiații. Sunteți bine, Sofi? Da, mea nu te ascultă bine, ia bine tine. Nu te ascultă? Mă gândeam că știu că mai e o variantă de... Ce s-a întâmplat? Ce ați pățit? Ce s-a întâmplat? Ameliuța, ce-i mami? A pus ei, nu îi vode Amelia? Hai, stai cu mami. Da, deci vă spuneam că eu așa din ce m-am documentat, pe internet, știu că ar mai fi, în loc de tomografie, se poate face o rezonanță electromagnetică, parcă se numește. Dar aceea știu că e mult mai scumpă și nici nu cred că mi-ar putea da trimitere, nu știu, prețul măricele, am văzut vreo 800 de lei, cam așa, la asemenea, de făcut asemenea investigații. Da, și nu știu, o să vedem ce facem. Am ceva emoții pentru că mi-e teamă că o să mă certe, doamna doctor, că n-am făcut acea investigație. Am culcat-o pe Amelia pentru că era foarte săcăită, plângea. Mă bucur că s-a întâmplat așa. Practic e mult mai devreme decât se culcă ea de obicei, dar e foarte bine pentru că, nu știu, într-o oră și jumătate, cred, va trebui să plecăm. Și e perfect că așa doarme de obicei, o oră și jumătate. Eu aș vrea să mănânc ceva dulce. Vreau să încerc ciocolățica asta pe care am primit-o noi de ziua Ameliei. Asta cu fistic. Nu știu de ce merge atât de greu randarea clipului. Abia are 22%.
Da, asta e. Am primit două colețele cu niște produse pentru a fi testate de noi. Vreau ca fetele să facă unboxing-ul lor, dar acum Amelia s-a culcat. Acum. Ce avem? O mască. Asta e colețelul de la Seventh Heaven. Aceasta e o mască peel-off cu miere de albine. Ce mai avem? Eu. Tu. Hai, arată tu. Vezi? Asta este mască. Cu ce este asta? Ia să vedem. Cu super fructe. Așa? Ha, ce mai? Asta este mască de pânze. Cu arbore de ceai, tot peel-off, tot o mască peel-off. Și? Asta este mască de gheață. E cu gheață. Cu nămol din Marea Moartă. E, cred că e o mască răcoritoare. Acum. De bat. Acum. Ce mai avem aici? Ce mai avem? Mai avem niște măști. Stai un pic. Hai să luăm așa. A. Ia. Ia arată asta la cameră. Asta este. Deci, tati va fi foarte încântat. Încântat. Nu, că am primit și niște măști bărbătești. Gata. Bun, gata. Tati este ăsta. Este de bați ăsta. E de bărbați. De bați. E de bărbați, ia. Hai să desfacem, să scoatem de aici. Asta e prima dată. Da, eu știam că îmi vor trimite și măști bărbătești, dar soțul meu nu va fi deloc încântat. Aici sunt mascare de bat. Sunt măști bărbătești. Da. Astea sunt de mamele. Asta e pilof. Asta e cu tot cu nămol din Marea Moartă, și cealaltă. Asta e exfoliantă. Asta tot este de... Cu ce e asta? Ia. Spune doar pentru curățarea tenului. Și asta e din aceea cu material textil. Ador măștile de genul ăsta. Și au mai pus ei aici în punguță un cadou surpriză care constă într-un portfard și un prosopel de ăsta de plajă. Mai drăguțe. Și mai avem ceva aici. Le arătăm fetelor că mai avem aici patru măscuțe. Da, nu, alea sunt niște pliante. Mai avem aici patru măști cu ulei de argan, din material textil, peel-off și cred că trebuie să mai fie una, nu? Da. Și aceasta cu castravete, tot peel-off, pe care le puteți câștiga. Sunt pentru voi. Spune-le fetelor, sunt pentru voi măscuțele astea. Da. Uite, pun, da. Așa, și mai avem și cutiuța asta. Ea conține... niște articole de la Titania. Titania e o firmă nemțească, o firmă de produse cosmetice și accesorii pentru unghii, pentru pedicură. Coletul conține așa, o pilă. Ok, bun, ce mai avem? Asta este. Bravo, mami, așa e, așa este. Este o pilă pentru călcâie. De așa, da? Este prima dată. Da. Așa este. Ia. Așa, hai, mai vorbește despre alt produs. Asta ce e? O cremă de peeling. Acum, pentru picioare, da? Și... asta. O cremă hidratantă. Asta este cremă hidratantă. Pentru călcâie uscate, da? Tot asta pentru picioare, pentru călcâiele uscate, uite așa, da? Așa. Și le spunem fetelor că de asemenea ele vin în dublu exemplar, ca să zic așa, pentru că puteți câștiga și voi un set din acesta. Da. Astăzi la prânz mâncăm ciorbiță, ultimele porțioare care ne-au mai rămas, astea trei. Florin a zis că nu e foame, el a mâncat la serviciu și vă spuneam că vine mai devreme astăzi, a ajuns, dar nu mănâncă cu noi.
Asta e porțioara Sofiei, asta e a mea și asta este a Ameliei. A, da, și eu mai am aici niște ardeiași de chili uscați, care în mod normal se pun în mâncare, dar pentru că nu am niciun ardei iute, nici verde, nici în oțet, o să mănânc de ăștia. Am terminat la doctor. Doamne, deci mi este așa o ciudă pe mine, sunt, cred că am mai spus în clipurile mele, sunt foarte fricoasă. Dar fricoasă, nu știu cum să vă spun, mi se face rău, deci mi se face rău. Acum când am ajuns sus la medic, am zis că leșin, a trebuit să mă întind pe pat, deci este o tâmpenie în condițiile în care nu-mi făcea nimic medicul, dar pentru că nu știu ce am și ideea asta de a avea ceva la cap și, în fine. Lucrurile au stat în felul următor, cu Sophie. Vestea bună e că această doamnă doctor a spus că dumneavoastră nu consideră că trebuie să, că trebuie să-i facem operație de eliminare a polipilor. Zice că sunt inflamați, că e normal să fie inflamați atunci când e răcită, când e bolnăvioară. Am înțeles că e o chestie cu copiii, își dezvoltă imunitatea cam până pe la 7 ani, de aceea răcesc des până la vârsta asta, deci dumneavoastră a zis clar că nu consideră că ar avea nevoie de operație de extirpare a polipilor. I-a găsit niște mici dopuri la urechiușă și au curățat-o acolo doamnele și au scos și dopurile acelea, deci Sofiuța is good to go. Sofie? Așa, la mine bineînțeles cam suntem în același punct, adică în condițiile în care tratamentul pe care mi l-a dat dumneavoastră nu și-a făcut efectul, analizele per total sunt bunicele, mi-a spus același lucru. Trebuie să vedem să nu fie ceva pe nervul auditiv, e nevoie să fac acea tomografie. Sau, pentru că am discutat, i-am explicat că mi-e foarte frică de radiații și așa mai departe, mi-a dat trimitere și pentru acel test de rezonanță electromagnetică sau cum se numește, dar dumneavoastră mi-a zis că nu cred că reziști, la cum te văd eu de așa, nu cred că reziști, pentru că am înțeles că durează foarte mult și că durează vreo 40 de minute, Sofiuța un pic mai încet, mami, durează vreo 40 de minute, dar că ți se pare o veșnicie și dumneavoastră a făcut testul ăla și investigația aceea, cum se numesc, investigația medicală, și a zis că chiar și dumneaei a trebuit de câteva ori să cheme asistenta, că am înțeles că ai un aparat ceva, nu știu, apeși și vine asistenta dacă simți că ai nevoie de ajutor. Deci sunt în același punct, mie îngrozitor de frică în continuare și nu știu ce să fac, dacă fac tomografie sau aceea de testul ăsta de rezonanță electromagnetică. Da. Acum mergem spre casă. Am ajuns acasă, am trecut un pic și am mai cumpărat câte ceva, niște apă, o bere pentru Florin, niște cereale, au apărut astea cu brownie și eu când aud de negresă. Lapte de ăsta cu banane, mi-a plăcut cum sună, pe ăsta l-am luat pentru mine, pentru micul dejun, iar pentru fete am luat așa de treat într-o zi, mic dejun mai deosebit, ăsta pentru Sophie și ăsta pentru Amelie, am gândit eu că e mai mică ăsta, dar cred că e, cred că are mai mult zahăr ăsta decât ăsta, în fine, văd eu cum le dau. Un mix de salată, lapte, pâine, e atât de bună pâinea asta, doamne, îmi place tare mult, o legătură de ceapă verde, niște roșii și astea sunt niște bombonele pe care le-a vrut Sofia. Acolo se vând, magazinul ăsta unde am mers,
se vând multe bomboane la vrac, dar sunt atât de bune bomboanele, deci, adică, mă rog, le zice bomboane, dar sunt care cu ciocolată, care sunt geleuri, care sunt geleuri trase în ciocolată, care sunt așa ca niște caramele, de exemplu, cum e asta. Și care a fost faza? Noi am mers și la bancă să scoatem niște bani și Sofia, mereu când mergem, știe că sunt castronelele acelea cu bomboane și de fiecare dată se duce acolo și își ia câte o bomboană. Dar acum se pare că nu mai aveau bomboanele alea și de aceea, ca să o liniștesc pentru că se criza pe acolo, i-am spus că luăm bomboane din magazinul în care urmează să mergem. Trebuie neapărat să pregătesc cina, ne e foarte foame. Cred că o să fac niște pastele astea pe care le-am, dacă le-ați văzut în vlogul, acum două vloguri, cred că pastele astea. Când eram la mama acum vreo două săptămâni și am verificat eu data de expirare a fiecărui produs și o să scot și sosul pe care le fac, de unde l-am pus. Sosul acesta. Da, ma. Astăzi e ziua coletelor. Mai avem un pachet care mi-a venit de la H&M. Bine, pe celelalte cu articolele de testare le-am ținut eu special pentru ziua asta de vlog. Dar pachetelul de la H chiar l-am primit astăzi. Nu știu dacă știți, dau din nou o sesiune de reducere, a intrat, cred că săptămâna trecută pe vineri, așa. Și am cumpărat și eu câteva lucruri. Am făcut o afacere, că sunt destul de multe lucrușoare și am dat doar 260 pe toate, dar acum să văd dacă sunt mărimile bune. Avem o jachetă pentru Sofia. Da, am uitat să menționez că toate sunt pentru mine. Asta a mea? Toate sunt pentru mine, mai puțin o jachetică pentru Sofie. A mea asta? Da, mami, a ta. Ia să vedem de unde se face. Ce e mică? E o jachetă de luat peste, așa, când e rece afară. Ia, ridică-te un pic. Și asta? Da, mi-am mai comandat eu două bluze de stat prin casă. Deci nu am mari emoții cu ele. Două bluze cu mânecă lungă sunt pentru la toamnă. M-am dat ce lungă e. Da. Și asta e cea de-a doua. M-am dat ce mari sunt, dar ce mai mai e. Nu știu ce sunt așa de mari. Ok, pentru casă e bine să fie mai lărgute, mai confortabile. Prea mari. Da, o pereche de ghete. Asta e o jachetă. Ai o paste. Te. E nu. O jachetă. Paste. Paste. E nu. Da, se pierd pastele, se pierd. Când da? Se pierd pastele, noi facem unboxing. Și o pereche de ghete. Îți plac, da? Așa. Cina e gata, am pregătit acei tortellini pe care i-ați văzut mai devreme, în plus cu legume. Am folosit sosul. Cima. Ami nu mai are răbdare. Încearcă să mănânce singură. Mulțumesc. Sosul l-am folosit pe acela din borcan, foarte bun, e dulceag. Dar pentru extra legume am mai adăugat morcov și boabe de porumb și măsline. Iar deasupra este niște cașcaval din acela cu mentă. Am ras, mai am puțin din el. Aici e salata, de asemenea ați văzut mixul de salată în cumpărăturile în această seară, dar eu am mai adăugat ceapă verde. Și cam asta e tot. Asta e porțioara Sofiuței, asta e a lui Florin, asta e a mea și, bineînțeles, a Ameliei. Amelia ia cina la bustugol, că e foarte cald, a avut și un pic de febră astăzi. Acum e mai bine. Vrem să mergem la tati, care este în living. Și să-i arătăm cuția cu măști pentru bărbați, cu măști de față.
și să-i filmăm reacția, pentru că știu sigur că nu va fi foarte încântat. Sofia e pregătită? Hai! Hai, mergi! Tati! Fetele au surpriză pentru tine! Asta e cumva mască? Da, se numește de față. De? Ce zici? O da, fate. Nu știu ce să zic. Hai, desfă-le. Ia. Yeah. Vezi, sunt pentru bărbați, nu ți-am dat de fete, ți-am dat de băieți. Da. Încă de? Asta? Uite, propriul tău kit de măști de față. De la Seventh Heaven. Ok, și ce trebuie să fac cu asta? Să le aplici pe față. Acum sau? Nu pe toate patru, dar da. Brava, mi bravo! Da, îți alegi una și ți-o aplici în seara asta și ne spui și nouă care sunt impresiile. Eu cred că voi face în felul următor. Așa, o să profit de faptul că am primit astăzi și măștile și kitul acela pentru pedicură, pentru întreținerea picioarelor. Și cred că o să fac ceva ce n-am mai făcut de mult. O să fac o baie cu multă spumă. Și o să folosesc pilele alea și o mască. Asta dacă tati e de acord să stea cu fetele. Că vei tu. Ești? Păi ai ales sau ia? Ce mască ai ales? Pentru astăzi. Nu m-am uitat peste toate. Bine, uite de aia. Nu am citit pe toate. Hai, uite asta. Asta? Pentru curățarea tenului. Uh-huh. Ok. Mi-am pregătit aici kitul, crema de peeling, cea de hidratare, balsamul de după, pila de călcâie, pila pentru unghii. Și dintre măști am ales-o pe aceasta pentru astăzi, fiindcă dacă intenționez să stau în cad, dacă aș alege o variantă pilof, e clar că nu se mai usucă, pentru că sunt avurieia și nu mai apucă să se usuce. Așa că am ales pe varianta asta, care e o mască de argilă cu super fructe. Deci presupun că e tare bună acum pentru perioada verii. Și cad, am așteptat. Ce glumeață ești tu! Ce glumeață ești tu! Doamne, ce bine mă simt! Deci n-am mai făcut o baie de nu știu cât timp. Mă simt așa de... nu știu cum să spun, ușoară și bine în pielea mea. Aș vrea să vorbim acum despre concurs. De fapt, până să vorbim despre concurs, o să vă spun un pic părerea mea despre aceste produse, pe care, cel puțin acelea pentru îngrijirea picioarelor, nu le-am folosit decât în seara aceasta. Măștile Seventh Heaven le știam, știți că am mai făcut recenzii la ele. Dar ca de obicei vă voi spune părerea mea sinceră. În prima fază, când mi-am aplicat-o pe față, am simțit ușoară usturime. Eu v-am mai spus, am tenul foarte sensibil, nu doar sensibil, foarte sensibil, și mi se întâmplă frecvent lucrul ăsta. În plus, îl am și uscat, de fapt cred că deshidratat, e corect spus. Și în momentul în care mi-aplic chiar și o cremă care e mai hidratantă, de exemplu, tinde să mă usture un pic. Așa am pățit și cu această mască. Deci, după ce mi-am aplicat-o, simțeam o ușoară usturime. Nu am simțit ceva la ochi, deci nu că ar conține, nu știu, alcool, nici nu m-am uitat la ingrediente. Nu cred că are alcool sau ceva, nu m-a usturat ochii, nu mi-au lăcrimat. Nu, era strict o usturime la nivelul pielii, cu care, v-am spus, sunt destul de familiarizată, pentru că am tenul sensibil și mi se întâmplă frecvent de la mai multe produse, chiar dacă se adresează tenului sensibil. La scurt timp însă, la scurt timp după aplicarea, acea usturime a dispărut și am simțit, nici nu știu cum să vă spun, un pic așa de răcoare, de rece la nivelul feții.
după ce mi-am curățat fața, a început să se încălzească. Iar acum am rămas cu o senzație de catifelare foarte plăcută la atingere pielea mea și... Da, per total chiar mi-a plăcut masca. Încă eu în general nu folosesc măști, nu-mi cumpăr măști, cel puțin nu foarte des, însă de câte ori am avut colaborarea asta cu Seventh Heaven, foștii Montani Jeunesse, am fost foarte încântată și a fost o plăcere să folosesc măscuțele. Ador la ei faptul că nu testează pe animale. Tare aș vrea ca încet încet să am grijă la produsele pe care le cumpăr și să mă orientez spre acelea care nu testează pe animale, dar nu știu, cred că sunt atât de puține și cred că ți-e atât de greu să găsești produse cosmetice care nu sunt testate pe animale, încât am preferat să merg orbește, adică am preferat să nu mă documentez prea mult și să merg așa pe fără să mă intereseze dacă testează sau nu, dar știu că trebuie să fac ceva în sensul ăsta cât mai curând. Bun, nu uitați că puteți câștiga și voi punguța aceasta cu 4 măști. Acum, pentru că e concurs și trebuie să vă cer să faceți ceva și nu știu ce și urăsc asta, pentru că eu v-aș da tuturor câte ceva, am decis să fac în felul următor. O să vă invit să trimiteți un comentariu la acest clip, dar nu trebuie să fie legat de concurs, nu trebuie să fie legat de măști, nu trebuie să fie legat, poate fi legat de orice, de clip, de noi, de familia mea, de clip în sine, mă rog. Eu voi lua în calcul toate comentariile, adică la tragerea la sorți vor participa toate comentariile primite la clip. Dar dacă doriți într-adevăr să participați la concurs, am rugămintea să vă asigurați că ați dat like paginii de Facebook Seventh Heaven. Veți avea linkurile în descriere, în baza clipului. Măștile astea de față, dacă vă interesează, să știți că le găsiți în magazin, le găsiți în supermarketuri. Eu le-am văzut frecvent, le-am văzut în Carrefour, le-am văzut în Kaufland, le-am văzut și în magazine mai mici de la noi din oraș. Deci dacă vă interesează, măștile Seventh Heaven sunt pe piață. Și acum să vă vorbesc despre experiența mea cu aceste produse pentru îngrijirea picioarelor, acestea de la Titania. Știu sigur că le-am văzut prin magazine, știu sigur asta. Le-am văzut, cred că în Carrefour și în Kaufland, nu știu de alte magazine, dar acolo le-am văzut sigur. Însă nu am folosit niciodată un asemenea produs. Deci acum, în seara asta, a fost pentru prima oară când le-am folosit. Am făcut în felul următor. Cât timp eram în cadă, am folosit această cremă de peeling. Este o cremă abrazivă, un pic mai abrazivă decât știm că este crema de corp, de exemplu, adică chiar se cunoaște că e o cremă pentru picioare. Mi-a pregătit foarte bine pielea pentru pila asta de călcâie, care vă avertizez că nu arată foarte bine, deci știți cum era, neagră, perfect, arăta așa. Și acum arată așa. Și credeți-mă că eu am îmi îngrijesc picioarele, adică ce înseamnă pedicura. Acum pe perioada verii îmi fac pedicura la salon și vă dați seama că fetele alea folosesc de fiecare dată o pilă în aceasta pentru călcâie și totuși, uitați-vă ce e aici. Deci, foarte, foarte eficientă și s-a simțit imediat după aceea. Deci, după ce am folosit crema abrazivă în cadă, după ce m-am șters, am folosit această pilă și s-a dus o mare parte din pielea moartă. Și apoi am folosit, bineînțeles, balsamul ăsta. Și, într-adevăr, fac o treabă excelentă astea toate produsele și, în final, îți rămâne o piele fină. Mă așteptam să fie așa. Pila asta... Nu știu să vă spun ceva special în legătură cu ea, pentru că mi se pare o pilă obișnuită, un pic mai dură, zic eu, decât pila obișnuită pe care o folosim sau pe care o am eu pentru unghiile de la mâini, un pic mai dură mi s-a părut. Foarte practică fiind așa lunguiață, eu n-am făcut decât să dau un pic pe unghii să mai scurtez din lungime. Dacă e să rămâneți cu două produse și să, nu știu, să vă recomand în mod expres să cumpărați două produse din setul ăsta pe care l-am folosit eu în seara asta, vă recomand așa, pila asta pentru călcâie, deci pielea un pic înmuiată după duș sau baie și curățată cu pila asta, fantastic. Bine, îți spun pentru călcâie, dar eu am dat pe întreaga talpă și
balsamul. Balsamul hidratant. Deci, astea două, o echipă fantastică. Nu uitați că puteți câștiga și voi un asemenea set, că știți că mi-au trimis câte două exemplare din fiecare. Deci avem aici o pilă sigilată, mai avem pila aceasta obișnuită, pila, era pila pentru călcâie și pila cealaltă la fel sigilată, balsamul, un balsam și o cremă pentru, o cremă abrazivă pentru peeling. Același lucru o să vă rog și în legătură cu aceste produse. Nu vă cer să faceți nimic special, să aveți un comentariu trimis la acest clip care, repet, comentariu nu trebuie să aibă legătură cu aceste produse, să fie un comentariu pur și simplu ca să am eu cum să fac o extragere. Dar dacă le vreți, asigurați-vă că ați dat like de data aceasta paginii de Facebook Titania. Nu este frică. Hai că te curajează, Sofia, uite că vin în partea asta. Că... Nu este frică. Nu cum ați... Stai, minte. Îți imaginezi că e camuflajul ăsta masculin? Deci, cum te simți? Ce nu cumpăr prima oară când mi-aplic, mi se aplică mască. Mască, dar și cremă. Și cremă, de când încerc să-l comis și aplice creme, da. Așa. Cum e? Parcă, de altfel, respiră pielea, nu știu ce teme să folosesc. Uh-huh. Da, e așa. Deci e plăcut, da? Da, dar nu știu dacă o mai faci. Pasta nu, dar mai ai trei. Mai am trei. Mm-hmm. Până la vlogul următor o să am grijă ca, nu știu, la vreo 2-3 zile să-i mai aplic câte o mască. Gata, fetelor, încheiem ziua. A fost o zi tare lungă și cred că va fi un vlog asemenea. Sunt curioasă, știu că am multe filmulețe și probabil destul de lunguțe. Așa că vă urez somn ușor, nu știu la ce oră vizionați voi clipul ăsta. Să fiți liniștite și fericite. Ne vedem în clipul următor. Pa, pa! Pa!